vară, ploaia sau zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsară și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine de mâncare, așa va fi și cuvântul meu, care de va ieși din gura mea nu se va întoarce la mine. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glas din cerul s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, în care bine a voit. Duhul tău cel sfânt. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Însuși, dar stăpâne, vino acum, stăpâne, Duhului tău, noastre Domnului, să le plecăm. Ia mâna. Și al trupurilor noastre și ție slavă și mulțumire și închine ce ne înălțăm împreună și Părinte tot cel fără început prea Sfântului și bunul și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iordan, botezându-te tu, Doamne, și Duhul în chip de porumb adeverit, întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat, Iisuse Dumnezeu.